Salut și bine v-am găsit la un nou car vlog. Care sunt foarte entuziasmat pentru că și datorită faptului și pentru că se vede bine. Am vândut vechile jante după A7. Acum le avem mare la sfârșit ce jante avem, că trebuie să iau suportul de telefon, din suport și așa mai departe. Și pentru că tot am devenit colaborator Venom și noi, adică eu cel de la Vitez Autoparts, pot să vă ofer jante Venom. Știți că eu din pasiune am încercat și să vă ofer prețuri foarte bine, așa că o să încerc să fac și chestia asta, să aplicăm discounturi, să fie toată lumea mulțumită. Să nu mă întrebați cât sunt aceste jante, pentru că sau cât am dat eu pe ele. Urăsc întrebarea asta, cât a costat plantarea astea de pe jante. Pentru că eu, fiind, nu știu, colaborator, după ce trec sunt eu. Vai de cauna cum arată. Prețurile nu sunt tot timpul la fel de mari. Sunt și prețul de colaborare. Și cartonul ăsta îl pun aici că aș vrea să pun janta pe el. Sunt și prețuri de colaborare și de asta de foarte multe ori sunt prețurile mai mici și eu nu vă spun cât m-a costat pe mine sau cât costă. Jantele sunt pe 20, aș fi vrut 21, dar nu am găsit jantele astea pe care le sunt foarte mult timp. Și ce, haideți dracu să le arăt. Deci așa arată jantele mele de la Venom. Ce ce-ți fac, domn călugăru? O pun pe mașină. Așa, astea sunt jantele mele de la Venom. 10 jur, cum v-am zis. Mă uitam cum arată. Arată mișto. 10 jur sunt jantele. ETU, cred că e 25. 35 ETU, deci cred că o să am nevoie de distanțieri de 2 pentru ele. Sunt noi, sunt gri, le așteptam negre, dar din fericire au venit gri. Sunt un pic concave, nu sunt la fel de concave ca celelalte pe care le-am avut. Alea fiind un pic mai concave decât astea. Le-am vrut gri pentru că griul iese în evidență și arată că e janta un pic mai mare și așa mai departe și bla bla bla. Negru e mișto la jante, dar le face foarte mici. Așa că am zis să-mi iau gri, să vedem cum o fi. Eu am avut pe A6 și gri și negre jantele, pe o parte gri, pe o parte negre și chiar îmi plăceau cele gri, se vedeau super mișto. La fel de mult îmi plăcea și negru, se vedeau la fel de super mișto. Dar eu le așteptam negre, vă dau cuvântul meu că le așteptam negre, pentru că mi-a zis că așa o le are. Oricum era în Germania, nu prea mă înțelegea ce ziceam eu, nici eu nu prea mă înțeleg ce zic ei, ce zice el. Eu i-am spus că vreau jantele astea pe 21, el îmi zicea da, da, fără nicio problemă, după aia mi-a zis că pe 21 are altele, că nu intră pe 21 ăstea, o combinație de genul ăsta, și după aia am zis, bine, hai, dă-mi-le pe 20. Și le-am luat pe 20, dar mă așteptam să vină negre. Aici au un fel de diamond cut. Nu te văd eu, nu par lipsite. Dar oricum. Și sunt ușoare, frate, pentru că sunt flow forj. Adică sunt semi forjate. Le punem și aici. Ca mărimea. Sunt sesizabil mai mari decât cele pe... Cam așa arată ele pe mașină. Ca și mărime sunt sesizabil mult mai mari decât alea. Aștept să vină cauciucurile 275, 35, 20. Mâine le punem. Luai niște cauciucuri pe care mi le-au recomandat cei de la Autocraft. Mi-a zis că ce a observat el. Am vorbit cu șeful de service gen. Mi-a zis că ce a observat el în ultimul timp. Michelinul stă foarte bine pe echilibrare. Și cu ăștia... cu Homo, nu știu cum dracu se numesc, e 8 milioane o anvelopă, nu e chiar ieftină, cele mai ieftine începând de la 5 milioane, cele mai scumpe sunt 20 de milioane. Am vrut să iau Pirelli P0
și toată lumea mea să fug de Pirelli pe zero, că sunt proaste, că sunt moi, că fac gâlme, că se tocesc, că ajung la zi. Ajung foarte foarte repede cu ele la garanție pentru că bat pe mașină. Așa că am zis, bă, frate, dacă băiatul ăsta de la service îmi recomandă cauciucurile astea, înseamnă oricare colaborare cu ei și îmi dă un preț bun la ele și el automat face bani la ele, ori poate chiar sunt bune, așa că o să le punem pe alea să vedem ce se întâmplă și ne vedem mai departe, adică după ce mai pun jantele, vă arăt. Și prin urmare, în momentul de față am distanțiere doar pe spate, pe față n-am și fitmentul nu e așa grozav. Nu e așa grozav pentru o mașină statică. Dacă aș fi avut o mașină pe perne, ar fi fost perfect fitmentul. Dar fiind o mașină statică, ar merge un pic mai afară. Încă nu ne apropiem de jante, dar aș vrea să vă arăt fitmentul din spate, care este cam așa. Este un pic cam ieșită roata, un pic doar. Dar totuși nu e ieșită. Nu știu dacă înțelegeți voi ce vreau să zic. Este ieșită, dar nu este ieșită. Nu știu dacă să pun distanțieri de 1.5 sau să-i las pe ăștia de 2. Încă nu știu dacă să fac asta. De sus se vede cam așa. Ai zice chiar că roata e băgată suficient în interior, adică nu e ieșită mult. Cam asta e dunga, aripi și nu prea se vede roata. Înălțimea cu mașina coborâtă 2 cm din VCDS este asta. Adică n-ai zice că e nici joasă, nici înaltă. E fix cum ar trebui să fie. E un centimetru aici la roată, da, un deget intră. Și pe față cam ăsta este rezultatul. Pe față este cam intrat așa un pic. 2 cm, cred că dacă mi-au distanție de 2 e cam mult. Dar dacă mi-au un 1.5, cred că e mai bine decât 2. Pot să zic că îmi place foarte mult, îmi place culoarea gri care le face să fie mai, nu neapărat mai mari, sau să le facă să fie, să pară mai mari. S-ar putea să n-aibă continuitate ce zic, pentru că mi-a uitat ideea, dar vorbeam de faptul că sunt gri și griul nu le face neapărat mai mari, dar le face mai vizibile. Și Adelin, băiatul ăla cu A4 la albastru, bleu, ceva de genul, vopsit și șmecher cu perne, tot ce trebuie, la Adelin Paraschiv, cred că are Facebook-ul. Dacă am greșit, Adelin, scuză-mă, sună-mă să-ți trimit un miel că te-am botezat. Mi-a zis că dacă mi-au mai jante negre, sunt jante de fete și să-mi iau jante de băieți, adică gri. Și adevărul e că multe mașini mișto au jantele gri, în tocmai pentru că le face vizibile, se văd detaliile astea de genul. Mașina oricum e țiplă și o iubesc din tot sufletul meu și e cea mai șmecheră mașină pe care am avut-o și vedeți, aici am nevoie de distanțieri, adică măcar 1.5 cred că merge, la 1 știu că e o problemă de genul că nu poate să pună inelul ăla de ghidaj și nu se centrează roata foarte bine și chestii de genul ăsta și abia la 1.5 sau 1.2 mi se pare că e distanțierul care e perfect pentru a-l pune pe roată, unde inelul de ghidaj e ok și așa mai departe. Încă o nenumerire am la voi. Spre exemplu, mulți mi-au zis că ce am pus eu aici e aiurea. Overfendere, ce sunt ele? Mie, sincer să fiu, îmi plac și aș vrea să vă întreb și pe voi, pentru că ele completează bara fix așa cum trebuie. Fix în partea din spate unde bara este puțin rotundă spre interior, fix acolo ele lățesc și mi se pare că îi dă un look mai lat și mai agresiv. Mie, voi să-i personal, îmi place. Aș aștepta și din partea voastră un punct de vedere. Deocamdată n-am aleronul ridicat, dacă ridic aleronul e și mai șmecheră vizibilitatea. Oricum mașina e șmecheră, oricum eu sunt Vlăduț VTZ. Instagram-ul e la fel, Facebook-ul e la fel. Și oricum, cred că mașina asta dintre toate pe care le-am avut îmi place cel mai mult. Dar este un sentiment pe care l-am simțit de fiecare dată când am avut câte o mașină, pentru că eu sunt genul de om căruia îi plac
cărora îi plac lucrurile pe care și le permite. La modul că când aveam A5 eu credeam că am o realizare și mi-am dat seama mai târziu când am ajuns la acesta A7 că nu este nicio realizare, o mașină ar trebui să fie doar o bucurie și mi-am dat seama că e o bucurie trecătoare, pentru că înainte să o ai, ți-o dorești, după ce o ai, nu mai e nimic special la lucrul respectiv și că bucuriile nu stau de fapt în lucruri materiale și așa mai departe. Și să știți, băieților care vă credeți interesanți că aveți o mașină, că nu e nimic interesant în asta și nimic interesant în obiecte și chestii de genul și nu în ele stă fericirea neapărat. Pentru că în momentul în care le ai, nu mai e așa nimic special, știi? Decât poate în prostia ta că te crezi tu mai bun și mai interesant și mai șmecher decât altul care are mai puțin. Dar dacă te uiți la altul care are mai mult, o să-ți dai seama că de fapt ești mediocru. Și fericirea n-ar trebui să stea în chestii de genul, fericirea ar trebui să stea în bucuria ta de a fi mai bun decât ieri sau decât anul trecut, în a avea o evoluție față de tine versus anul trecut, nu o evoluție versus altă persoană. Că unii oameni reușesc mai greu, alții mai ușor, unii sunt mai sus, alții sunt mai jos, vă zisei, nu vă face cu nimic special o mașină. Eu încă o dată vă zic că am fost Vlăduț, Instagram-ul e Vlăduț ZTZ și atât despre jantele mele.